Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune. Este o emisiune foarte interesantă, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Invitații pe care avem în emisiune sunt invitați de valoare cu informații foarte interesante. Astăzi vom discuta din nou despre hipnoză, episodul 4. Alina Vrămasca este din nou în mijlocul nostru și spunem bine revenit! Bine v-am regăsit! În emisiunea trecută am discutat istoricul hipnozei, persoanele care au pus câte o piatră de temelie la ridicarea acestei baze numită hipnoza. Vreau să continuăm pentru că este foarte interesant și vrem să ajungem din perioada în, din perioada în care am rămas până în prezent. Sigur. Te ascult. Am rămas la doctorul Jean-Martin Charcot, 1825-1893, care este cel care a descoperit etapele sau a pus bazele etapele somnului hipnotic. El a făcut prima încercare de clasificare științifică a fenomenelor hipnotice. A dovedit cu succes că există mai multe etape ale somnului hipnotic și subiectul hipnotizat este capabil să manifeste diverse simptome, diferite simptome sau semne clinice în fiecare etapă. După cum am precizat și în emisiunile anterioare, subiectul hipnotizat sau pacientul, persoana hipnotizată, manifestă diverse semne clinice în fiecare etapă ale hipnozei și aici vorbim despre cele stările pe care le-am mai descris, starea beta în care suntem acum, în stare firească, normală, conștientă, logică, sistematică, în care analizăm și luăm decizii, starea alfa, care este starea cu frecvență mai scăzută a ciclurilor pe secundă ale creierului, măsurate științific, în care suntem în stare de visare sau visăm cu ochii deschiși, ne uităm la un film, ne uităm la o carte, citim o carte, intrăm în pielea personajului principal, suntem atrași în ceea ce ne descrie un învățător sau cineva care ne predă o lecție, suntem atrași în subiectul care ni se prezintă. Suntem atrași într-o emisiune TV, spre exemplu, tot stare hipnotică alfa este. Mai avem o stare cu cicli mai rari pe secundă ai creierului, cu o frecvență mai scăzută, adică o stare mai profundă de hipnoză, care este starea teta, în care apar alte semne clinice, apar semne clinice fizice ale persoanei în fiecare stadiu. Sub teta, care teta este starea în care ajungem în meditație profundă, este starea în care apar uneori amnezii, uneori nezii, adică ne amintim în mod excesiv fiecare detaliu sau uităm ceea ce s-a întâmplat, este starea sub teta care se cheamă delta, care are cicli și mai rar pe secundă, aia este starea de comă, este starea profundă de hipnoză în care ne dorim să ajungă fiecare pacient pe care îl avem, pentru că acolo putem da sugestiile direct în subconștient, ușa este larg deschisă a subconștientului și acolo sugestiile pe care le dăm, de fapt, schimbăm programul din subconștient printr-o simplă afirmație. Surprinzător, dar atât de simplu este. Putem schimba comportamente, frici, fobii, traume din trecut, le reschimbăm modul în care persoana vede trauma și cum se raportează la trauma respectivă, nu va mai avea același impact asupra lui sau pur și simplu, dacă își dorește, o putem anula din existența lui, adică o reformulăm astfel încât să el vadă, el să memoreze altceva decât ceea ce s-a întâmplat în realitate. Mai avem sub delta, avem starea REM sau starea S-Dale, despre care am spus în emisiunea, am terminat emisiunea anterioară cu S-Dale, James S-Dale, de la care a plecat starea S-Dale. De ce? Pentru că doctorul James S-Dale, care a trăit între 1808 și 1859, el a realizat efectiv, a folosit hipnoza pentru intervențiile chirurgicale ca și anestezic, pentru că la acel moment nu existau agenți anestezici, așa se numesc substanțele care, din punct de vedere medical, cu care se face anestezie. El a făcut, a realizat 3000 de operații folosind tehnici de hipnoză și mai mult de 300 de operații în care a fost folosită hipnoza au fost majore, incluzând 19 amputări. Asta înseamnă intervenții chirurgicale lungi și complicate. Mai departe, vorbim despre acest doctor Jean-Martin Charcot,
care am subliniat tocmai că în fiecare, a demonstrat că în fiecare etapă ale transei hipnotice, persoana aflată în transă are diverse semne clinice. Cum ar fi? Cum ar fi? Lăcrimatul ochilor, mișcarea ochilor foarte rapidă dacă stă cu ochii închiși, se poate schimba culoarea pielii la unele persoane foarte instantaneu, ori se albesc deodată, ori se înroșesc. Înseamnă că și temperatura organismului se schimbă. Se schimbă pentru că atâta timp cât frecvența creierului este din ce în ce mai rară și este rară în starea generală, în starea de Esdale, este foarte rară. Esdale înseamnă logică. Starea REM, este starea de aproape de moarte clinică, dar în care frecvența ciclilor pe secundă ale creierului este între 0 și 0,1, adică aproape inexistent. Deci creierul este într-o pauză, am putea spune. Nu mai funcționează frecvența energetică, emisiile energetice la nicio frecvență. E foarte, foarte rar. Foarte rar, da. Este o stare de bine absolută, este o stare de relaxare absolută, este coma profundă adâncă. Mai departe avem foarte interesant aici conceptul de sugestie și sugestibilitate a fost introdus undeva între anii 1800-1900 și aici vorbim despre inventatorii legitimi ai psihoterapiei și hipnoterapiei. Deci, cine a pus bazele hipnoterapiei și psihoterapiei sunt doctorul Ambroise Auguste Liebault, care a trăit între 1823 și 1904, și dr. Hippolyte Marie Bernheim între 1837-1919. Ei sunt considerați inventatorii legitimi ai acestor două, domenii, psihoterapia modernă și hipnoterapia. Mai departe, ca să ajungem cât mai în prezent, avem o demonstrație clară a faptului că în întreaga lume medicală și în întreaga lume a fost acceptat deja termenul și tehnica de hipnoterapie, a hipnoterapiei, și aceasta o atestă faptul că în 1955 Asociația Medicală Britanică a aprobat folosirea hipnozei pentru tratamentul psihoneurozei, deci cu hipnoterapie psihozele nevrotice se vindecă, deci a aprobat tratamentul psihoneurozei și pentru anestezie în timpul operațiilor de naștere. Lucru care se întâmplă și în ziua de astăzi. Operațiile, foarte multe operații de naștere sunt făcute nu cu anestezie, cu agent anestezic, ci cu hipnoză. Trei ani mai târziu, în 1958, Asociația Medicală Americană, de data asta, a aprobat folosirea hipnozei pe 13 septembrie 1958. Este bine de ținut minte și subliniez asta pentru că acest lucru subliniază în mod internațional, atestă în mod internațional faptul că hipnoterapia are rezultate certe, sigure, clare, stabile și are rezultate. Are rezultate medicale. Cu siguranță, cel mai dacă important. A fost acceptat, da. Înseamnă că de rezultate și deci, se folosește fără da. Nicio problemă. Da. Pe 13 septembrie 1958, Consiliul pentru Sănătate Mentală al Asociației Medicale Americane a recomandat astfel, citez: având în vedere creșterea cunoștințelor de hipnoză, este necesară includerea acesteia în curricula școlilor medicale și a centrelor de pregătire post-universitare. Deci, deja s-a introdus domeniu, da. S-a introdus în școli și universități. Și post-universitar, adică master și doctorat. Deci aici putem observa că de la o simplă credință în așa zisa magia hipnozei, de fapt a ajuns la un nivel foarte înalt cu toți pașii pe care i-a parcurs până a ajuns în momentul în 1950 și cât ai spus? În 58. 58. Și acum era ca un... Este o certificare. Exact. O certificare, iar elevii o validare. Și studenții puteau să studieze și această știință, da, la urma urmei. Da, este o știință chiar. Este o artă și o știință în același timp. Exact. Da. În 1961, Asociația Medicală Americană a aprobat în continuare utilizarea hipnoterapiei clinice
prin recomandarea unui minim de 144 de ore de formare în hipnoterapie pentru studenții la medicină și pentru medici. Și astăzi, tot atâtea ore se fac în formarea la hipnoterapie și noi facem și cei care predau cursuri de hipnoterapie, deci nu de hipnoză, de hipnoterapie, este o formare. Cursurile de hipnoterapie, de fapt, sunt cursuri de formare în hipnoterapie și pot fi aplicate în spitale, în orice fel de instituții medicale, da. Exact. Și în oricare alte situații. Și ramuri ale medicinei, la urmă. Și ramuri ale medicinei, da. Și nu numai ale medicinii, da, vorbim de psihologie, psihicul uman, de spiritualitate. Aici putem accesa, pentru că subconștientul, în subconștient se află, acolo se află sufletul care vine cu întreaga lui experiență din viețile toate anterioare. Trăirile lui, da, că-s vieți anterioare, că-s trăiri în alte dimensiuni, nici nu mai contează, din întreaga lui existență, de când Dumnezeu l-a creat. Și acolo putem accesa, ne putem deschide, îl putem accesa sufletul nostru și ne putem deschide către el astfel încât să venim în sincron cu sinele nostru superior, cu sufletul și să putem parcurge o etapă, să parcurge acest drum către iluminare în etape mult mai rapide și mult mai profund de înțeles. Înțelese. De fapt, asta este de dorit, că în ziua de astăzi, cam în toate, în toți, am un... În toate domeniile spirituale, în toate aspectele spirituale. Dar îndeamnă, practic, tu să fii pe aceeași undă cu sinele divin, tău, astfel da. Încât să fie în armonie și să funcționezi la capacitate firească, normală, da, la standarde cu care ai fost conceput. Așa este. Când ești în sincron cu sinele, exact ce spuneai și tu, se manifestă sinele prin tine și atunci aduce în manifestare lucruri, aduce în materializare aspecte, lucruri în viața și ta. Și privești viața prin suflet, prin inima. Exact, exact, prin sinele divin, de fapt, da, prin lumina sinelui. Ai o nouă sinelui. Perspectivă asupra vieții, privești viața cu alți ochi, total optimist. Diferit, absolut, total diferit de modul în care recepționăm și receptăm acum lucrurile și factorii externi. Exact. Și ne raportăm ca atare. Și chiar ajută în această perioadă, hipnoterapia ajută mai ales în această perioadă în care persoanele, oamenii sunt închiși în casă, sunt în panică, exact. În stres, în frica unui virus care nu-l văd. Unei potențiale contaminări. Unei amenințări de altfel, da, ei consideră că e o amenințare. Este o amenințare, nu putem spune, nu? Hipnoterapia aici vine ca cel mai bun, cea mai bună posibilitate de a repara orice situație de genul ăsta. Să te protejezi, să-ți crești imunitatea, să-ți ridici starea de spirit, să ieși din depresie, să ai... Să-ți recuperezi starea de bine la urmă. Să-ți recuperezi starea de bine, starea de vitalitate a corpului, să nu mai ai senzația de panică, că trebuie să stai închis, să-ți dai seama că libertatea nu constă în spațiul care te înconjoară, pentru că dacă îi s-o luăm așa, pământul e suficient de mic pentru... poate pentru îngeri, de exemplu, care ar veni să trăiască aici și așa cum zic eu, apartamentul e suficient de mic pentru mine și mă simt închisă. Poate alții s-ar simți închiși pe pământ. Păi, totul e relativ. Ne raportăm la ce? Până la urmă, libertatea este cea interioară. Și repet, aici hipnoterapia vine și ajută, este principala modalitate, soluția de a rezolva situațiile în această stare în care suntem acum, mondială, de criză, de stare de urgență. Din nefericire, da. Și din fericire avem o soluție, până acum n-am fi știut-o, dacă nu ar fi fost hipnoterapia, pe bună dreptate ar trebui să intrăm în panică, așa? Nu-i necesar. Așa, există această soluție. Exact, exact. Aș vrea să revin un pic către Franz Anton Mesmer, care este un nume și să zicem, un punct de reper și un centru al hipnoterapiei. Vreau să intru în niște detalii care să exemplifice și să sublinieze importanța hipnoterapiei.
Repet, el a trăit între 1734-1815 și și-a pus o serioasă amprentă în hipnoză. Despre el vorbim, facem trimitere la termenul de mesmerism sau mesmerismul animalic sau hipnoza animalică, animală. Adică prin prezența corpului. La asta se referă, nu ne referim la animale, ne referim la noi ca și corp. Da, nu are legătură cu animalele, să înțelegem, are legătură cu noi. Așa te-ai fi gândit, da, da. E bine că specifici. Acesta, vreau să-i fac un curriculum scurt. A urmat colegiul iezuit din Dillingen, are o înclinație către viața preoțească, dar în același timp are și o curiozitate în filozofie și știință. Astfel că urmează, deci urmează colegiul iezuit, după care urmează filozofia și apoi studiază dreptul. La finalul cursurilor, la 32 de ani, are și diploma medicală de doctor. Doctoratul are teza Influența planetelor asupra corpului uman. Nu întâmplător am vrut să spun, să specific acest lucru foarte important. El a observat că planetele, că nu numai planetele din sistemul solar, dar totul este interconectat. Astfel că planetele au influență asupra corpului uman, asupra Pământului, asupra centrilor de gândire ai omului. Și astfel a văzut că există o conexiune atât între oameni cât și între obiectele sau creația însăși în întregimea ei și corpul uman, conștiința umană. Aici, foarte important, a subliniat un aspect de bază, faptul că totul este creatorul și creația în același timp, că toți facem parte din același corp care se cheamă Dumnezeu. Că suntem interconectați. Suntem celule ale aceluiași corp. Deși nu vedem că suntem interconectați, noi suntem exact ca celulele corpului. Celulele nu văd nici ele că sunt interconectate între ele. Dar dacă ne uităm la corpul nostru, este perfect asamblat, da? Și celulele sunt conectate între ele, că altfel celulele mele ar zbura prin jurul meu și ar fi, da, și ar fi haotice, da. Exact, gând la gând. Ei nu, ele sunt conectate clar și Franz Anton Mesmer a subliniat această conexiune între tot, tot ce există în creație. El a pus bazele teoriei că natura este pătrunsă de energii invizibile. Spre exemplu, există forța de gravitație, care nu o vedem, e invizibilă, dar ea există și vedem și că dacă mă arunc, vedem efectul ei. Dacă de pe geam de aici încerc să mi-au zborul, mă duc pe pământ. Nu pe vei zbura, adică dacă un bolovan. Da. Exact, exact. Pentru că datorită forței gravitaționale pe care nu o văd. Dar natura este pătrunsă de energie invizibile la toate nivelurile, nu numai forța gravitațională. Foarte important. La aceste energii invizibile a demonstrat el în acest doctorat, în această teză de doctorat, a demonstrat că suntem racordați toți la aceste energii. El demonstrează o corectă transmisie a acestor energii realizează, de fapt, sănătatea organismului. Asta demonstrează el în teza lui Influența planetelor asupra corpului uman. Deci spune că o corectă transmitere a acestor energii invizibile la care suntem racordați cu toții realizează sănătatea organismului. Oare suntem, de fapt, noi nu suntem conștienți de aceste informații? Nu suntem conștienți de aceste informații, dar el a demonstrat-o în teza lui și teza se află, o putem găsi pe foarte multe site-uri, putem să cumpărăm carte și pe script, vă sfătuiesc să faceți cont și să vă cumpărați, sunt foarte interesante. El mai spune că atunci când aceste energii sunt blocate, apar în corp probleme fizice și psihice, care ulterior generează boală în organism. Și asta este demonstrat. Și asta este demonstrat, deci deja orice el a demonstrat. Să înțelegem, deci el a trăit la 1734-1815. El de atunci a demonstrat că în corp boala apare datorită disfuncțiilor energiilor astea care ne interconectează pe toți. Deci a realizat acest lucru, cu foarte timp important. În urmă el deja știa, avea aceste informații și le-a expus în doctorat sau în lucrarea lui pe care a oferit-o și la momentul respectiv. Mai mult subliniază în această lucrare că deblocarea acestor energii duce la însănătoșirea mentală și fizică. Deci, într-adevăr, un lucru revelator.
Și, repet, Franz Anton Mesmer este cel care a pus bazele, este o piatră importantă, fundamentală la fundația hipnoterapiei. Stau și o paranteză, stau și mă gândesc dacă toate aceste informații pe care tu le-ai prezentat referitor la Mesmer, dacă da, am zis Mesmer, bine, Mesmer, așa, Franz Anton momentul, Mesmer. La momentul potrivit erau și acceptate aceste idei. În condițiile în care creștinismul avea un puternic impact asupra populației și aceste informații fiind la urma urmei noi, că nu toată lumea avea habar despre așa ceva. Da, 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 așa este. Mă gândeam, zic, măi, oare a fost acceptată ușor informația? Dar mă rog, nu mai contează, vreau să mergem mai departe cu pescara. Am ajuns deja în prezent. Atât vreau să menționez despre Freud, că hipnoza care se aplică astăzi este total diferită de hipnoza aplicată de Freud, care era primitivă. Realmente primitivă. S-a studiat viața lui. Nu am văzut filmul, știu că există și tocmai v-am zis că l-am văzut și eu pe Netflix reclama. Am să îl vizionez și eu. De ceea ce știu sigur despre Freud sunt niște informații clare, certificate, că este părintele psihiatriei, este unul dintre cei care a practicat într-un mod excesiv hipnoterapia până când... Dus la extrem. Da, e dus la extrem și a asociat-o foarte mult cu misticismul. Mare greșeală, pentru că nu are nicio legătură hipnoterapia cu misticismul, cu magia. El a asociat hipnoterapia cu efectele paranormale, cu magie, cu... A dus-o într-o latură negativă. A dus-o într-o latură impalpabilă și nedemonstrabilă științific, ceea ce este, să zicem, un dezavantaj, la da, un dezavantaj. Deci nu se practică aceeași hipnoterapie astăzi cu cea primitivă care se practica pe vremea lui Freud sau pe care o practica el. Mai știm de asemenea că el, când a pus bazele psihiatriei, le-a pus într-un mod foarte crunt, dacă putem da un termen de comparație pentru crunt, într-un mod crunt, prin tot felul de experimente, băga oamenii în apă și electrocutale, băga tot felul de electrozi în creier și la fel îi electrocuta și care mai de care povești mai de film de groază. Nefericire, da. Vreau să mai subliniez acum la sfârșit de istoric și de emisiune. Să subliniez, da, niște aspecte pe care le vom discuta mai în detaliu în următoarea emisiune. Aici vorbim, vreau să repet, avem conștiința umană sau corpul, este caracterizat omul, este caracterizat prin mintea conștientă, care este analitică și logică. După mintea conștientă, care este 5%, avem factorul critic, care este un gardian, așa îl reprezentăm ca o platoșă care păzește subconștientul. Acest gardian păzește, el, deci când informația nouă este respinsă de conștient, acest gardian permite ca informația nouă să intre în subconștient. Subconștientul asimilează. Repet, când informațiile noi sunt respinse de conștient, răspunsurile emoționale și comportamentale ale subconștientului fac ca acest factor critic să se desfacă și să intre în subconștient. Deci noi orice informație, rămâne. Da, orice informație ajunge către noi, rămâne la noi. Nu uitați lucrul ăsta, că auzim, că vedem un film de groază sau că auzim un lucru frumos, toate informațiile ne rămân la nivel subconștient. Indiferent că sunt respinsă de conștient. Mai avem mintea subconștientă, care este goală la naștere și se dezvoltă prin învățare. Subconștientul stochează experiențele și percepțiile. El creează personalitatea, emoțiile, credințele, valorile. Subconștientul reprezintă baza de date a noastră. Și de asta îi și spunem tabula rasa. Îi se spune tabula rasa pentru că e zero când ne naștem, subconștientul. În schimb, acolo, repet, se află sufletul, în subconștient se află sufletul, subconștientul nu este sufletul, se află acolo sufletul pe care, sinele divin pe care îl putem accesa.
Bun. Alina, va trebui să te întrerup pentru că spațiul emisiunii noastre s-a terminat, timpul zboară cu repeziciune ca de fiecare dată, pentru că subiectele pe care le dezbatem sunt foarte importante, sunt informații vitale, aș putea să spun. Eu personal sunt fascinat și dornic să cunosc mult mai multe informații, pentru că personal pe mine mă ajută și văd viața sub o altă formă, ceea ce îmi face bine. Îți mulțumim pentru prezența în emisiunea, Alina. Ca de obicei, a fost o prezență plăcută, plină de informații utile pe care telespectatorii noștri au avut posibilitatea să le audă. Dumneavoastră, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți alături de programele noastre și să fiți alături de noi, pentru că vom continua șirul acestei emisiuni. Să aveți o seară plăcută. La revedere! La revedere!